Avem zambile și pentru frumoasa noastră colegă Alexandra Goca și pentru toate colegele din redacție și nu numai, și de aici din spatele camerelor de filmat. Mulțumesc. E pentru tine, din partea noastră a tuturor bărbaților. Mulțumesc. De aici. Cătălin Moroșanu, venit din Dominicană, colegul nostru, Cristi Mitrea, care nu o să mai fie tare în gură astăzi cu tine aici, e doar cu soția lui Jorge și cu Roxana Neme, și în rest când vin băieții, ia uite-te aici, Moro, fratele meu, ce le-ai făcut, ești te iubesc, ai rupt, mai văzut pe traseu nimeni. A rupt. E doar că vine Roxana Neme și aici se are ca un pitbull sau soția lui Jorge. În rest e, ia uite-l aici, Dulău. Da, una, noi suntem prieteni, suntem bărbați. Păi, noi ne respectăm, bărbați, să zică că n-ai făcut treabă. Ce păi să zică? Dacă făceam treabă, mai eram aici? Întrebare dificilă. Oameni buni, Moro, la Survivor All Stars, vorbeam înainte pe publicitate, spunând că, de fapt, pentru el sezonul ăsta a fost foarte ușor. Da, a fost un sezon mult mai ușor. Din punctul meu de vedere, nu știu... Toți care au venit până acum eliminați au zis că a fost ceva groaznic, ireal, groaznic, de asta nu, spunem. Păi, traseele au fost mult mai scurte. Da. Față de Survivor ăla din sezonul 2, băi, până ajungeai la final, îți dădeai duhul până acolo. Era traseul foarte scurt. Și cu toate astea nu câștigați nimic. Da, nu câștigam nimic. Scurt, dar nimic. Bă, nimic. Bă, am pierdut 7 imunități, ai nebunit? 7 imunități, am luat-o razna, nu mai puteam. Dar ce era? Ce nu mergea? Ce n-a funcționat? Erau prea buni războinicii, din punctul meu de vedere. Am avut și ghinion de multe ori, dar erau prea buni. Sau nu cumva erau prea multe orgoli în echipa faimoșilor, prea multe tensiuni? Bă, eu când văd asta cu tensiunile, nu a fost nicio tensiune în echipa faimoșilor. Poate să m-a certat Zani cu Jador, dar n-a fost, pentru că noi acolo eram asumați. Băi, care sunt cei mai slabi? Când ne vine rândul, plecăm. Noi eram deja... Adică voi vorbeați între voi și vorbeam, știați clasamentul. Adică nu exista că făceai o alianță să dai pe ăla afară. Nu avea nicio treabă, mister. Eu știam, uite, de exemplu, la băieți, cine sunt cei mai slabi? Eu cu Smărândescu, gata, următorii pleacă. Da, la fete, care pleacă? Aia și cu aia. Aia simplu. Înseamnă că știați și care e cel mai puternic de la faimoși. Bă, cel mai bun la faimoși este Zani, clar. Zani? Da. E în continuare cel mai bun din punct de vedere fizic. E cel mai bun. Psihic tot. Da, e cel mai bun. E cel mai bun Zani. De ce n-ar fi Zani? Nu te întreb, pentru că ziceai că dacă aveați clasamentul făcut, înseamnă că îi vedeai clasamentul. Nu, în sensul că erau conștienți și ele au fost acolo. Da, erau conștienți și erau Zani pe primul loc. De punctele pe care le-au adus în ultimele exact, săptămâni. Și ideea este că față de cealaltă Survivor, băi, eram mai maturi. Eu cu Zani am dormit lângă Zani, eu care, dacă îl prindeam pe stradă... Asta a fost foarte interesant, faptul că acest sezon v-a apropiat. Ne-a apropiat foarte mult și am stat cu el și am zis, bă, Zani, după atâția ani de zile, uite, eu te-am iertat. Sper că mă iert și tu dacă ți-am greșit cu ceva. Omul foarte matur, mi-a plăcut foarte mult progresul lui. Adică eu mă așteptam să ia bani de la Survivor și să fie drogat, să-și facă el viața. Bă, m-am trezit că are o casă, la vârsta lui 26 de ani, are o mașină, gândește foarte sănătos. Și chestia asta pe mine m-a bucurat într-un fel. Și bă, a fost o lecție și pentru mine. Pentru că a desconsiderat un om, că nu trebuia să-l desconsider. Și uite că, vezi, niciodată să nu spui niciodată. Și asta e foarte important. Am ajuns să stau lângă Zani, să dorm. Și să fiu cu el, să-l susțin. La un moment dat, când Jador a spus că te trimit la duel, era panicat, era așa, era... Și zic, băi, ești nebun la cap, te-am bătut sezonul, revino-ți, dacă te prind în păduri, te bat acum în păduri, înainte, ești nebun la cap, ce ai? Deci, clar că am ajuns să ne susțin unii pe alții. Și, băi, o chestie faină. Adică, chiar a fost foarte bine. Repet, diferența dintre celălalt Survivor este că noi eram deja focusat, deja mintea noastră știa. Bă, știam că trebuie să mergem acolo, că să dormim acolo, să facem aia, să facem aia. E că n-a fost noutatea, nu v-a lovit asta în prejurile marvenii. Nu v-a lovit nici foamea, că știați că dacă pierdeți o să muriți de foame. Foame, știam tot. Nici temperatura, clima, ploile și așa mai departe, că dormeați noaptea când dormeați, că erați obișnuiți cu astea. Uite, când ai zis acum, ce zic telespectatorii, citesc din mesaje, Moro, Zani s-a folosit de tine și ai vorbit urât să vorbești urât de Jador. În sezonul tău te-ai certat cu Zani. Mă rog, mesajul l-am adaptat. Păi tocmai a spus și el asta și nu înțeleg mesajul. Nu, dar acum te simți folosit? Bă, asta, întrebările astea mi se par caragioase. Cum e că să fiu? Am 40 de ani, tu crezi că mai iau așa, mai sunt manipulat pe mister? Nu există așa ceva. Că mă simt folosit. Noi știam foarte clar cine pleacă, cine vine, cum stă.
repet, nu tot exista sigur. Nimic. Nu a fost o strategie cumva ascunsă pe la spatele vostru. Totul a fost pe față. Totul a fost pe față. A fost că era Zani prieten cu Ana Păgaș și cu Ștef. Da. Păi, dar care plăcea și prieten pe cine deranja? Așa, care cine era deranja? Problema? Că nu înțeleg, mamă, că ei fac o alianță. Așa și... Ceea ce e și normal într-o asta. Nu e normal, adică nu pot să fiu prieten și eu cu ăla sau cu ăla, stai puțin, frate, atâta timp când noi avem o discuție și hotărăm o chestie. Bă, nu mai zic, uite, de exemplu, când făceam alegerile, da? Înainte de probă. Păi noi vorbeam cu toții, bă, facem așa, te duci tu, te duci. Era foarte ok. Repet, nu știu... Deci social a fost un sezon mai bun decât... Mult mai bun, am fost uniți și cred că această unitate mi-a plăcut cel mai mult de la Survivor. Dacă este să mă întreb ce mi-a plăcut... Dacă este să mă întreb ce mi-a plăcut cel mai mult... Băi, nu se vede la televizor, asta e toată fața, că nu se vede. Sunt foarte multe lucruri care nu se văd. Adică la televizor se vedea cum mereu erați în conflict. Nu. Păi dați-i și vedea cum ai conflict, bă, singurul conflict care pot să spun că a fost Jador și Zani. Ăla a fost singurul conflict între noi. Atât. Dar și mica dispută pe care ai avut-o cu Iancu după joc, am discutat-o și noi aici, am avut material, a fost la nervi, tensiune, ce a fost acolo? Mamă, deci aia cu Iancu m-am uitat pe când am ieșit și am zis că, băi, nu se poate așa ceva. Vă spun adevărul, dacă vreți, vă spun adevărul. Da. Normal. Am câștigat proba de recompensă și la un moment dat recompensa era un punguță de amică de paste și un casierul din aia și zic: băi, dar ultima oară la recompensă Războin ce-au mâncat ca șmecheri. Masă, frumos, iaurturi, toate nebunile. Mamă, a durut burta și nu ne-a dat un pișpiriel din ăla. Băi, ne-am supărat așa de cu toți. Și nu aveam unde să facem mâncarea pentru că aveam oala ruginită. Și am zis că, băi, dar n-avem nici oală. Am zis că ne dă nouă atunci să mâncăm imediat după probă. Și nu ne-am supărat, am făcut noi scandal pe acolo. Și da, ce vrei să spun? Am zis că nu mai luăm recompensă, nu dau foc la recompensă, nu mai am nevoie de nicio pastă. Nu mai putem din el. Ne chinuim și așa că nu am câștigat mai nimic, câștigăm și noi o recompensă. Și nici aia nu-i ca lumea. Dar de foame te schimbă, credem. Dar asta e competiția. Foame te schimbă. Asta este Survivor All Stars. Bă, mister, foame să înțelegem, schimbă, frate. Deci să înțelegem, mă întreba, tot a fost pe bune, mă mai treabă lumea. Băi, nebunilor, îți dă, deci ne deau o kilă de orez la 10 inși. Luam, fii atent, luam cu lingura, luam cu fiecare cu o lingură și împărțeam, aveam 6 linguri într-o săptămână. Și mai aveam 2 cartofi și cartofii împărțeam în jumate și puneam cealaltă jumate în cartofi să dea gust la orez. Și mie îmi dă o bucată de pastă din aia cu niște bucățe de carne. Băi, am luat o rază, dar nu mai putem. Și aia trebuia împărțit. Și la un moment dat făcusem un scandal și vine Andrei Cioban. Că era o chestie între noi, că noi mai înjurăm între băieți. Că dacă ție spun, du-te așa. Și, bă, ce te bași tu? Ce te bași? Care-i treaba ta, mă? Ce, hai mă, că stăm din cauza voastră, stăm ca fraiece din cauza voastră. Așa zic. Și nu știu ce am zis lui Andrei Cioban, dată vine, bă, aveam discuție cu Andrei Cioban, nu s-a văzut la televizor asta, știi? Ieți odată Iancu, ce aveți cu echipa mea? Ce, nu știu ce? Că nu m-am săturat să-mi înjurați echipa. Pu, colegul, calmează-te. Iancu, răzvoi. Probabil nu a fost atent. Bă, nu a fost atent la discuție, a ieșit cu pieptul în față. Și zic, bă, stai puțin, șefe, s-a umflat. Dar mișto că seriste să-și apere echipa, neștiind exact cum stau lucrurile. Bă, bro, noi acolo tot timpul, eu dacă vorbesc cu tine, am o discuție cu tine, după aia am o discuție cu tine, nu există că sare, că nu m-am dus, am luat de ucea, l-am luat pe Andrei Ciobanu, bro, l-am luat pe Andrei Ciobanu de ureche și a venit Iancu și s-a salveze. Nu aveam discuții între noi, ca între băieți. Și a venit, bă, gata, nu-și mai poate. Și zic, bă, s-au făcut biluțele în tine, zic eu, ce ai pățit? Tărâța. Tărâța în tine, ce ai pățit? Ce, mă, ce vrei să răcă le-am mai mare ca ale tale? Și zic, ce? Tărâța. Și zic, bă, tu ești nebun? Bă, tu ești nebun? Și m-am zis, bă, ce vrei să spui? Bă, deci, efectiv, el m-a provocat pe mine. Nu am zis nimica. Ce, mă, hai să ne măsurăm, hai să ne măsurăm. Și el la fel. Și zic, și s-a gândit Zmărândescu, până la urmă a vorbit și urât cu Zmărândescu. Și am zis că, băi, frate, stai puțin, dar de la ce te-ai luat? Adică nu a fost o chestie. Adică nu a fost o chestie care să... Pentru că s-a văzut doar ce... Da, s-a inflamat fără motiv în mintea. Văd, după aia, zic să-mi zic la tine, două animale mari, Muroșanu și Mănădescu, s-a luat de sărac cu ea, cu chitelul, s-a luat de el. Dar, de fapt, e ca și un cartier. Dacă vine un copil din ăla și comentează, ți-i dai un șutăcur, du-te mai încolo. Corect? Cum să vedea un copil un șutăcur? Bă, când eram noi în cartier, când eram în cartier, când venea unul mai micuț și ăla mai mare, când nu respectai pe ăla mai mare, era un chel de respect. Ne vorbim bărbătești, dacă înțelegi. Bă, nu așa e? Da, frate, da. Și cam asta a fost povestea. Să te afecte la locul lui, a despre asta e vorba. Să vedea ce mielușel iasească, Ce să-i zici, frate, nu ce vrea. Păi ce să-i zic eu?
Păi el știe, măi, el e cel mai asumat, el știe când n-a făcut treaba. Nu, dar adevărul că uite și mesajele da, mele sunt cu respect pentru tine. Cea mai mare calitate a lui, pe lângă partea umană, care așa, foarte... el a ținut echipa, frate, știe să țină foarte bine, știe asta să motiveze, știe să împingă de la spate. N-ai ce să iei lui, adică, pe bune... Dar asta a fost faza cu Iancu și a sărit și frate, socia, mi se pare normal să sară cu lița. Da, e corect, e corect. Da, m-a deranjat și eu ăla. Da, și cu ce nu înțelegea, nu știa, da, zic, da. Băi, colegul să nu cumpăr, nu mă iau de iubire, am 40 de ani, nu mă iau de un copil, mă iau de. Și mamele și tați toți, și mamă, animalele. Hai să vedem totuși un material dacă ești de acord, da. Moro. Ce vrei să vedem? Cu Jador descalificat, cu Moro eliminare, reacția ștafetă faimoș, ce propui Alexandru? Aș vrea să vedem reacția faimoșilor după ștafetă, pentru că mai ales că Moro era acolo și a fost o reacție neașteptată cu nervi. Hai să vedem. Ia să vedem. Este foarte aproape. Iată a doua bine. Războinicii, Ștefania și Dele au adus, iată, victoria. Dați-le pe toate! Ultimele trei jocuri. Trei jocuri. Andrei n-a adus un punct. Andrei? Zero puncte. Andrei nimic n-a adus. Nimic. Oare de ce? Când eu v-am zis că sunt eu nebun. Și spune, nu spune mie că e strategie cu Războinicii. Bă, nu știu, așa o văd. Că nu trage, eu așa văd. Nu știu, poate greșesc. Dar v-am spus că după margine văd astfel lucruri. Am fost o la final, nu... Simt că... Nu știu ce simt. Nu trebuia să intru pe traseu. Și nu-i vorba de presiune, pentru că și sezonul trecut am intrat de foarte multe ori și am adus punctul final. Nu mai e aceea, Ștefania, habar n-am, nu. Și atât. Și atunci am n-o să mai intru la nicio ștafetă. Da, interesant. A fost un meci... Deci ăla, ăla a fost cel mai tare meci pe care l-am disputat noi în Survivor. Da. Bă, eram în stare... Deci putea să fie și imunitatea de pe lună. Bă, trebuia să câștigăm ăla. Bă, când am pierdut Ștefania la de Zani înainte, face, pac, era dâc, Zani. Și când încolo Ștefania am dat-o... Bă, nu mai... Deci, crede-mă, nici nu puteam să-i spun nimic la sărac, aia plângea. Ștefania, ce să-i zic? Auzi, să-i spun, mă, din cauza ta nu mâncăm. Nu poți, mă, să acuzi. Bă, nu puteai să-i cu săraca fată, dar cred că ăla a fost cel mai intens meci pe care l-am avut noi în Survivor. Pentru că de asta și am reacționat așa, am început să aruncăm cu ce puteam. Cu toate de acolo. Haideți să mai vedem un material cu Jador care a fost descalificat aseară. Da, pentru prima dată, cred că, care se întâmplă asta în istoria, nu? De la Survivor. Au mai fost descalificați, dar nu pentru că au fugit, ci pentru că au fost agresivi, că s-au lovit de-a lungul competiție. Anilor. Da, da. Acum pentru că a vrut să... Pentru că a vrut să proceseze competiția. Eu când v-am zis că pe plută voi acasă, ce aveți cu el? Am vrut acasă. Hai să vedem. Eu nu mai am încredere așa în mine. Mă consider, domnule, eu sunt cântăreț, nu trebuie să fiu eu printre ei. Și uite așa, ușor, ușor, n-am mai dat nimic afară de mine. Am uitat să fiu Jador, îmi plăcea ego-ul lui Jador. Ego-ul lui Jador era foarte bun. Mi-am omorât ego-ul pentru că îi deranjează pe ceilalți. Nu știu ce se întâmplă. Aveam impresia că plec acasă. Cumva... N-am mai plecat. Mă gândesc și acasă, sincer. Mă gândesc și acasă. Poate de fapt asta e problema, că eu mă gândesc des acasă. Ce? V-ați obișnuit să plece? Iar a plecat. Vine când vine, când vrea el. De ce? L-a apucat zapalire, bă, Jador al nostru. Și să-l apuce. L-au pucat mendrele, figurile. Vedetă, el nu e ca tine. El e mai sus. El se p***e pe tine. De ce? Că poate. De ce? Că are bani. În acest moment, tu, concurent Jador, la Survivor All Stars, vei părăsi competiția și vei fi descalificat.
I love. De acord. De acord. Vreau să-mi stingeți asta ca să fie ca la fiecare treabă și să ne vedem de drum fiecare după treaba lui, nu? Hai. Hai, încântat. Nimic, nu vezi că vorbim cu Moro să ne spună exact, pentru că ai fost acolo, ce discutați. După o scurtă pauză, cum simți tu această eliminare, cum, unde fugise Jador, cum a reacționat Zani, după o scurtă pauză, că okay. Trebuie să luăm publicitate, ne întoarcem imediat.